dobândit locul de onoare atât în clasamentele oficiale cât și în cele sentimentale ale suporterilor, prin munca plină de dăruire a tuturor sportivilor care o alcătuiesc, prin atașamentul față de culorile sub care evoluează, transmis ca un consemn din generație în generație. Pentru că a iubi și a dărui echipei tot ce ai mai bun, înseamnă la Clubul Sportiv al Armatei Steaua pasiune, tenacitate, cutezanță, disciplină, trăite în nostalgia echipelor care au fost întărite de realizările prezentului și cu speranțe îndreptățite pentru viitor. Toate constituind armătura succeselor convertite în tradiție. Un an plin de eroare bogate pentru Clubul Militar, la capătul unui drum cu meciuri niciodată ușoare, în care pe stadioanele țării fotbaliștii militari și-au câștigat binemeritate aplauze, încântând publicul și păcându-i deseori pe adversari să recunoască superioritatea celui mai bun. Punte peste ani, punte de aspirații și împliniri. De la Casa Centrală a Armatei la Steaua. Aliajul în care s-a topit dragostea statornică pentru club a generațiilor de fotbaliști, oglindită în această perpetuă dublare a ipostazelor, jucător-antrenor. Jucătorii de glorie care au fost sunt antrenorii jucătorilor care obțin succesele de acum, forjându-se și formându-se în focul luptei sportive ca adevărați oameni, pentru că mereu, la Casa Centrală a Armatei sau la Steaua, marea vedetă a fost echipa, adică marea familie de sportivi, mereu iubiți de suporteri, cărora le-au oferit clipe pline de satisfacție. Clipe condensate într-un gol înscris cu maestrie sau într-o cascadă de fente rămase pentru totdeauna în antologia de inimă a omului din tribună. Pentru că întotdeauna echipa militară a avut fotbaliști care au jucat pentru victorii, dar și pentru miile și miile de inimi care au fremătat la unison pentru ea. Clubul Militar a avut în permanență și apărători de valoare printre cei mai buni din istoria fotbalului românesc. Și nu există atestare mai puternică a fuziunii sufletești dintre echipă și marii săi jucători decât devotamentul exprimat în pregătirea și consacrarea celor aflați în ariergarda echipei. În stilul paradelor curajoase sau al blocărilor oportune a șuturilor, recunoaște marca de personalitate a goalkeeperului echipei de aur.
Misiunea ultimului apărător nu este ușoară. Uneori trebuie să guști și din cupa înfrângerii, dar la Steaua, pregătirea omului din poartă se desfășoară sub deviza: ca să aperi un șut în timpul meciului, trebuie să aperi sute la antrenamente. Fața nevăzută a succeselor, munca asiduă, migăloasă, fără menajamente. Tainele maestriei se deprind pe toate treptele. La timpul prezent, actuala campioană. La timpul viitor, speranțele care cresc în pepinierea centrului de copii și juniori. Acum, prin contur, viitoarele scheme tactice. Acum sunt testate formulele de alcătuire a echipei. Ochiul atent al tehnicianului verifică potențialul de joc al fiecărui fotbalist. Totul pe coordonatele date de meciul care va urma. Pentru că se știe, cel mai dificil meci este întotdeauna cel care va urma. Opoziția adversarului este pe alocuri, dârză, dar când dincolo de bobul de sudoare se află voința de a învinge, uiți durerea, urmărit de gândul victoriei. În obținerea succeselor se află și munca marilor anonimi. Cu discreție și devotament, fiecare și-a așezat semnătura pe multe dintre izbânzile fotbaliștilor militari. Ei își măsoară vârsta cu fiecare generație de sportivi ai stelei. Treceri subtile de balon, faze dinamice urmărite cu satisfacție de suporter, de fotoreporter. Pressing continuu la poarta adversă. Și ca întotdeauna, golul. Din spectacolul fotbalistic face parte însă și neșans. Dar peste amărăciunea de clipă s-a trecut cu convingere în victorie. Și iată roadele perseveranței. Adversarul cedează din nou. Numărul mare de victorii obținute în campionat, rod al creșterii valorice de la un meci la altul, al fiecărui component și al echipei în ansamblu, fantezia și prospețimea în joc, capacitatea de a schimba registrul tactic în funcție de adversar, demonstrează, cu argumentul faptelor, maturitatea cu care roșialbaștrii au abordat campionatul, ca și cealaltă mare competiție a fotbalului nostru, Cupa României. Din nou victorioși, de data aceasta în finala Cupei României. Bucuria izbânzii de a intra pentru a 14-a oară în posesia prestigiosului trofeu nu stă la îndemâna oricărei formații. Beneficiind de cadrul adecvat dezvoltării mișcării sportive din țara noastră, echipa de fotbal Steaua, asemenea celorlalte secții ale clubului militar, a cunoscut o continuă ascendență valorică. Cucerind în 1985 laurii în cele două mari competiții ale fotbalului românesc, echipa clubului sportiv al Armatei Steaua a făcut dovada înaltului profesionalism al întregului său lot. Răsplata supremă pentru efortul depus. Al patrulea eveniment din istoria echipei, iată o performanță de excepție. Lor, celor buni, li se cuvine dragostea suporterilor care întotdeauna i-au încurajat, trăind alături de ei emoțiile fiecărui meci, bucurându-se pentru victoriile obținute. Steaua 1985 este echipa care a îmbogățit tradiția, deschizând drum de succese tinerilor care cresc în pepiniera clubului. La capătul drumului, memoria păstrează numai altitudinile situațiilor, trăind din plin bucuria victoriei. Neasemuita satisfacția victoriei acoperă ecourile luptei, lăsând un loc gândurilor pentru viitor.
Steaua 1985 și a făcut pe deplin datoria atât în campionat cât și în cupă. Ce va fi în viitor, rămâne ca ei, fotbaliștii de acum și cei care vor prelua tricourile campionilor, să fie mereu mai buni, să ne facă să exclamăm din toată inima, bravo Steaua!